Mamaia este cunoscută de toată lumea drept perla litoralului românesc. Într-adevăr, principala activitate din această zonă este turismul, dar în afara sezonului se poate transforma într-un cadru perfect pentru artă, cultură și dezvoltare personală. Peisajul și intimitatea creată pot fi surse inestimabile de inspirație și reculegere. Un astfel de experiment s-a desfășurat cu brio ieri în incinta unui hotel din centrul stațiunii Mamaia. Magdalena Drăgan, profesionist în tehnici de programare neurolingvistică, asociată de la București, special pentru a împărtăși cunoștințele sale tuturor constanțenilor interesați de îmbunătățirea propriei persoane sub toate aspectele, lucru ce ar putea fi privit ca o sesiune de curățenie interioară acum, în prag de nou sezon. Am venit la Constanța să-mi aduc un pic de contribuție la ceea ce înseamnă schimbarea mentalității oamenilor în bine, adică în sensul să ții puterea înapoi, să nu mai fim așa niște frunze bătute în vânt, la cheremul emoțiilor și stimulurilor exteriori. Și, pe de altă parte, pe lângă această titulatură, sunt un om care crede întotdeauna în basmul pe care îl are fiecare om în inimă cu care se naște. Asta este misiunea mea. Fiecare dintre noi ne naștem cu un basm în inimă. Pe parcursul vieții punem tot felul de măști, îl uităm și la un moment dat ajungem să uităm cine suntem. Programarea neurolingvistică este o strategie, studiază strategia prin care noi ne programăm mintea prin cuvinte. Ceea ce putem să facem ca să ne poziționăm așa pe un drum al conștientizării și al evoluției noastre este să fim foarte atenți la povestea pe care ne-o spunem în cap. Povestea pe care ne-o spunem în cap determină realitatea noastră și drumul spre care mergem. Pe care mergem și spre ce țintim. E o poveste care ne ajută, avem rezultate bune. E o poveste care ne sabotează, avem rezultate mai puțin bune. Au fost 3 ore în care toți cei prezenți au ascultat fascinați și au participat activ la descrierea modului în care mintea umană acționează și reacționează. Magda a explicat că felul în care percepem noi realitatea reprezintă amprenta personală a fiecăruia în funcție de bagajul de cunoștințe și experiențe acumulate până la vârsta de 12 ani. Și poate lucrul acesta nu este străin pentru multă lume, dar din păcate ce nu este cunoscut multor oameni este modul în care putem interveni în trecutul nostru, astfel încât să-l putem schimba în favoarea noastră. Prin anumite tehnici specifice NLP, îmbogățite cu imaginația noastră izvorâtă din frumos, putem crea realități dintre cele mai dorite și mai îndrăznețe. Printre cei prezenți în sală am remarcat-o și pe Manuela Costea, un om frumos al Constanței, care, cu toate că a găsit echilibrul între a primi și a dărui, este foarte deschisă în a învăța permanent și a-și deschide tot mai larg orizontul. Cu toate că întâlnirea nu a durat puțin, senzația a fost că timpul a trecut foarte repede. Și dacă Magdalena Drăgan și-a propus la început să ne îndrăgostească de NLP, lucrul acesta i-a reușit cu siguranță. Programarea neurolingvistică, abreviată NLP, a fost creată în jurul anului 1976 de Richard Bandler, matematician, și John Grinder, lingvist. Ei și-au propus să descopere structura excelenței umane.